mulțumesc, Ina, că ți-ai decupat din timp să povestim despre sarcină. Acum când știu că mai e un pic și urmează să cunoști bebelușul, mi se pare super important că vrei să avem această conversație despre sarcină, cu bune, cu rele, cu lucruri pe care nu ți le spune lumea de obicei, de cele mai multe ori, de fapt. Și aș vrea tare mult să începem, de fapt, cu cum a încolțit pentru tine în timp gândul ăsta de a deveni la un moment dat mamă, Dacă-ți amintești când te-ai gândit, poate, pentru prima dată la asta sau nu, dacă a crescut gradual sau a fost din am totdeauna fost, acolo. A fost spălată pe creier de patriarhat că femeile trebuie să fie mame. Nu, glumesc. Nu, nu. Da, da, Lăsând orice glumă la o parte, da, e o. e. setat cumva, nu? Social că, da, nu știu. Nu știu dacă am avut vreodată, m-am trezit că, u, uh, vreau să fiu mamă, Tot m-am gândit că mi-ar plăcea să am copii. Dar niciodată nu m-am văzut nu știu, nu, nu, sunt genul care pe stradă se uită după nici acum nu mă uit după copii pe stradă sau nu eram niciodată genul care o, o, aș fac la căței, da, copii nu. Și totuși, anul trecut cumva am încolțit ceva mai ferm de asta, de băi vreau. <laughs> Cum așa? Da, dintr-o panică. <laughs> um, am, am, mai spus asta că glumesc că am rămas însărcinată de unei reduceri la Regina Maria. Dar e adevărat. Mi-a mi scris o prietenă că, uite, au o reducere la testul AMH. E un test care uh, îți spune cam ce rezervă ovaria ai Și în momentul în care mi-a mi scris prietena mea pe WhatsApp, vezi că au reduceri încă azi, luna asta sau nu știu ce, eram, I don't know, poate o sarcină în 2024, poate în 2025. Mi se părea, chiar dacă am pushing 40, mai am, nu știu, 2-3 ani, 2 ani, Uh, um, mi se pare toate prietenele mele mai au, au copii later in life și atunci nu era o chestie de mare brânză dacă l-am la 30, rămân sărcinat la 38, la 39, nu mi se părea cine știe ce. Uh, și m-am dus să fac testul, a doua zi a venit rezultatele, noi scris apu, am tras o tură de plâns, aia apu îmi zicea, ți-ai dorit să fii, nu chiar cu cuvintele astea, dar asta era ideea, ți-a <laughs> cam plecat vaporul, e deja la jumătatea drumului spre America, da, și m-am panicat, am fost foarte, foarte supărată pentru că mi-am dat seama că e ca, ca aia, când nu știi dacă vrei ceva și dacă îți dispare, după a, a, voiam chestia aia și dintr-o dată ideea că ar fi greu să, răm, să devin mamă sau că ar fi imposibil mi s-a părut uh, foarte apăsătoare așa. Nu am făcut programare de urgență la ginecolog, aveam, de fapt aveam peste o lună programarea aia normală, să fac, nu știu ce, Papa Nicolau sau ceva Și în trei zile mai târziu eram în fața ei și am arătat testul și am zis, ce părere aveți? Și ea era, băi, noi bine Dar hai să o luăm, uh, uite, o, o chestie pe care am învățat-o la anatomie cu toți, n-am uitat-o, o lună ovulează un ovul, o lună celălalt Se Zice, poate asta e luna în care e, la care e mai lene și celălalt ar putea să fie, -OK. e ok Și am zis, uite, ulați-vă Trei luni, încercați și așa, după care vorbim despre alte alternative. O săptămână mai târziu eram însărcinată. Da, adică we went for it. Și um, așa s-a întâmplat. Adică nu zic că dacă n-ar fi fost momentul ăla, n-aș fi rămas niciodată, sau, dar n-ar fi fost uh, această ființă aici, ar fi fost alta probabil. Așa că cumva uh, să fac testul ăla și să realizez că The clock is ticking, sau că nu neapărat ticking, dar că nu-i chiar cum credeam eu, m-a ajutat cumva să mă pun în mișcare. că altfel, mai stăteam, așa un pic. Iar acele zile de incertitudine până la fericitul moment în nicio săptămână în care. Bine, seama că nu am aflat în în momentul în care s-a întâmplat. Am aflat două săptămâni mai târziu, dar da. Îmi spuneai că în zilele acelea ți se părea cumva că te urmărește o convenție a femeilor însărcinate? Da, da, da. Ieșisem chiar a doua zi după ce am primit rezultatele, am ieșit să mâncăm în oraș și mergeam pe cala Victoriei. Am vrut să mă duc să mănânc o ca să-mi mene și erau, era și vară, era plin de femei însărcinate. Sunt convins că ele săracele erau pe stradă în mod obișnuit și nu au ieșit să mă întâmpine pe mine. Dar efectiv mă uitam în jur și am de unde atâtea? Nu le văzusem până atunci. Și acum eram cu ochelari de cal focusată pe chestia asta și da, nu pot să-mi imaginez prin ce trece o femeie care se luptă cu infertilitatea sau care... Adică pentru mine au fost câteva zile așa în care am stat și m-am chinuit și m-am stresat și mi s-a părut... Și nici nu eram genul la care îmi doream atât de mult un copil. Adică pur și simplu când mi s-a spus că... Mi s-a spus că rezultatul mi-a arătat că sunt undeva într-o zonă gri, atunci mi-am seama că bă, chiar vreau. Noi înainte vorbeam despre asta și nu eram foarte, foarte hotărâți, dar când da, ți se ia opțiunea, îți dai seama că de fapt, da. Mergând mai departe pe firul ăsta al călătoriei, mai e o diferență importantă de la gândul, iată, ferm. Băi da, de fapt voiam, vreau, cazul fericit în care se și întâmplă, de la vrea la cum e călătoria de a fi însărcinată, mai ales în primul trimestru, cum s-a transformat asta pentru tine? A fost mult mai greu decât mă așteptam să fie. Adică eu știam toate chestiile de la prietenele mele și din filme, nu scenele în care e un pic greață, vomită de câteva ore, după aia se simte mai bine, whatever. Nu, greața mea era de dimineață până seara, era o umbră. Am făcut și o depresie în perioada aia, pentru că, de ce nu, la începutul sarcinei și practic urma să mergem să ne anunțăm părinții că sunt însărcinată și am avut un accident de mașină și te cam afectează chestia asta și, nu știu, era un cumul fizic, psihic, emoțional, ce nu-ți spune nimeni, ca asta cu starea de greață, da, e deja un clișeu, în toate filmele femeile stau cu capul în toaletă sau în coșul de gunoi la serviciu și vomită pentru că sunt însărcinate. Ce nu-ți spune nimeni și nu mi-a spus nimeni e că Treci cumva, hmm, nu știu cum să-i spun, pentru o stare de doliu, pentru persoana care ai fost și care nu o să mai fi niciodată și nu ai cum să treci în starea asta înainte de sarcină, pentru că nu mai ai cum să o trăiești preventiv. nu ai cum să treci după sarcină, pentru că deja... Și ești în perioada asta, așa, în astea 9 luni, în care trebuie să înghesuiești și recunoștință, și anxietate, și cumva, da, o oarecare tristețe, pentru că nu mai poți să faci lucrurile pe care le făceai înainte. Eu stăteam și verificând de fiată de pe telefon, am voie să mă închise sau nu am voie, ok. Ceaiuri mai am voie să beau, eu beau foarte mult ceai, mi-a plăcut ce, cafea nu mai zic. Aia a fost o dramă la început. Da, și nu-ți spune nimeni chestia asta, nu-ți spune, băi, e ok să, să deplângi la care nu înseamnă că nu ești recunoscătoare, că ești însărcinată, eu așa mă simțeam, cumva nu îmi dădeam nici voie să fiu, să simt că, băi, se încheie o etapă din viața mea, pentru că alte femei și-ar da orice să fie în locul meu. Și uite ce nerecunoscătoare sunt eu. Sunt însărceată, am rămas însărceată super rapid, super ușor, sunt sănătoasă și sunt bine. Cu ce drept mă stau eu să mă gândesc la ce viața am avut și nu mai am? Dar e o chestie normală, e ok să să te gândești la toate lucrurile care dintr-o dată nu mai sunt valabile. Inclusiv faptul că, nu știu, eram și sunt încă așa puțin copiloroasă, neatentă, nu mai prea poți cu un copil, știi? Și da, asta și vreau să știu, că e ok să simți tristețe pentru eul tău care nu mai este și ca să nu te face o viitoare mamă rea, că nu înseamnă că ești un... Ești pur și simplu un om. Ai avut dubile astea sau sentimentul ăsta de vinovăție? Băi, dacă eu nu mă simt bine sau dacă eu cumva deplâng faptul că se încheie o etapă sau mi-aș dori să fac niște lucruri pe care nu pot să le fac acum, asta înseamnă că nu sunt ok? Da, da, pentru că n-am văzut asta nicăieri în jurul meu. Adică, începeți să uite, n-am vorbit cu prietenele mele, poate și ele au trecut prin asta. Adică, nu se poate, cred că fiecare femeie la un moment dat are așa un moment în care uh, simte că nu știu, da, dintr-o dată ți-am zis, erau locuri în care nu mai puteam să merg, activități pe care nu mai puteam să fac Nu mai zic de da, alimente sau chestii și pur și simplu îmi dădeam seama că gata, s-a terminat un eu, dispare și eu, să apară alt eu, dar e dureros cumva că eu, am fost, eu am fost eu cu mine în corpul meu atâția ani, am, am simțit libertate, am simțit și dintr-o dată corpul meu nu mai era al meu și se întâmplau chestii cu el pe care nu puteam să le controlez, inclusiv stările astea fizice, psihice. Nu nu puteam să mă apuc să fac, nu știu ce, sport, să fac ceva, știi, high intensity training, să mi ard. <gâng> Și atunci uh, da. Am luat antidepresive în perioada sarcinii ceea ce mi se pare, adică, again, n-am discutat cu nimeni despre asta, nu am, nu am prieteni în cercul apropiat care să așa. M am dus la psihiatra, mi-am discutat, mi-a dat o doză, mi-a explicat acum, ultim, am renunțat la el între timp și mi-a zis că a, le mai mult placebo. G, thanks, bine că mi a spus. Bine că mi-ai spus până acum. Da, pentru că depresia aia m mă, mă cam afecta, adică... Cum ți-ai dat seama că e momentul să ceri ajutor și că ai nevoie să vorbești cu cineva despre ce se întâmplă, că e mai mult decât, cum spunem popular, tristețe sau mai mult decât copleșala și șocul unui accident prin care trecusei la începutul sarcinii și ai nevoie de un specialist. Aș zice din fericire, dar nu știu dacă din nefericire. Eu am mai avut episoade depresive în trecut. Știu cam cum se manifestă și când am văzut că nu mai văd nicio lumină și când inclusiv, adică Um, știu, adică știu că depresia postpartum e o chestie absolut oribilă. Am citit despre ea, am văzut la prietenele mele episoade mai scurte sau mai lungi. Dar depresia în timpul sarcinii e a different kind of hell, a different kind of beast. Pentru că persoana care a vrut să rămână însărcinată și persoana care e acum însărcinată nu mai e aceeași persoană. Și când am, am văzut că văd numai negru în față, știi, și că nu văd nicio luminiță și nu mă pot agăța de nimic mi-am dat seama, ok, it's time to să chem ca Valeria. Adică mi-am dat seama că nu, nu, nu mi-e bine deloc. Și... Um, da, cred că și prietena mea, cred că și uh, iubitul meu, cred că mai multe persoane mi-au zis, băi, nu, ești ok, du-te și vorbești un pic, vezi ce poți să faci. Și am făcut chestia asta. A fost mult, mult mai bine. Adică asta vreau să zic că mă gândesc că sunt foarte multe femei care poate suferă de anxietate sau de depresie și au medicamente și se gândesc că el n-ar putea să rămână însărcinat pentru că nu... Dar există foarte multe variante acum care sunt safe, doze mici, cât să te țin așa și ești... Adică e ok. Nu... Deocamdată, din toate testele pe care le-am făcut, bebe e bine. Și mai important e că eram eu bine ca să fie el bine, că el bebe. Iar când ai simțit că ești bine, ai scris despre asta, da. așa cum faci mereu cu vulnerabilitate, vorbind despre lucruri despre care nu prea vorbim de obicei, și ai simțit nevoia să le spui cititoarelor tale că există și depresie perinatală, și că e ok, și că există soluții. E un subiect despre care foarte puține femei vorbesc. Știu. Și când o simți, nu prea o spui nimănui, pentru că pare că e ceva neregulă cu tine în momentul ăla profund. Știu, am așteptat, unul la mână, am așteptat să se să, să diminueze, să se atenueze, ca să pot să vorbesc despre asta dintr-un loc de, nu mai țin minte cine a zis chestia asta, dar pentru mine e un dicton așa, am scris uh, right, right from the scar, not from the wound și am așteptat să se cicatrizeze un pic rana asta ca să pot să scriu despre asta. Mi-a scris enorm de multe femei care s-au recunoscut în povestea asta, care n-au luat antidepresive, poate, dar care au făcut terapie, au încercat să depășească în momentul și altele, cam, nu știu, proporții aproape egale, care m-au criticat cumva. Da, că am povestit că, uite, nu mai îmi doream să... că nu, nu mă simțeam bine, nu, nu știu ce, de deplângeam fosta viață, eram tristă, eram știu ce. Și erau femeile astea care erau... Cum îndrăznești? Trăiești cel mai mare miracol? Cum îndrăznești să fii așa Și am zis, ok, vă înțeleg. Vă înțeleg. mai că, sigur, eu n-am fost în locul vostru, voi n-ați fost în locul meu, vorbim limbi diferite, înțelegi și perspectiva ta, adică înțeleg de ce, dar m-am așteptat la asta. Eram sigură că... Pentru că modul în care vedem noi sarcina, cel puțin așa cum e prezentată, social și cultural și cum vrei tu în toate filmele, în toate cărțile, e o stare de grație, de beatitudine. Femeia este tot timpul cu mâna pe burtică, e fericită. Um again, mai ai comediile sau filmulețele care mai vomită un pic, dar rest își revine imediat. Ori or, nu e asta experiența tuturor. Adică, și atunci ajungem la o medie, majoritate tăcută care nu își povestește experiențele, tocmai pentru că nu dă bine, na, sunt chestii negative, nimeni nu se recunoaște în ele, nimeni. da, și eu am scris pentru că am gândit că cineva să mai treacă prin asta cineva trece prin asta, mi-au scris chiar atunci femei care treceau prin asta și erau, Doamne, cream că, cream că e vina mea, cream că eu sunt defectă. Și exact așa mă simțeam și eu și le-am zis, acum 3-4 luni asta simțeam și eu, că sunt eu stricată, că nu ar fi trebuit să rămână însărcinată, că nu știu ce să fac cu chestia asta. Și le-am zis, uite, acum sunt bine, o să fii și tu bine, o să, pe din tot să fii bine, dacă nu ești bine, cere ajutor, nu rămâne așa, că sarcina și perioada postpartum mi se pare cea mai vulnerabilă perioadă din viața unei femei. Și suntem încă foarte puțin atenți la, la chestia asta, mărturisesc, când eram însărcinată cu al doilea copil, ascundeam că nu mi-e bine, pentru că mi se părea extrem de stigmatizant că nu sunt bine și nu voiam să cer ajutor că asta ar fi însemnat că e ceva în neregulă cu mine și mi-a luat foarte mult. Eram într-o ceață, apropo de ce spui, dar mi-am dat seama de asta când te-am citit recent, nu mi-am dat seama atunci prin ce treceam, dar nu vedeam... Nu vedeam lucrurile pe care le văzusem prima dată. Și nu înțelegeam lucruri banale, mi se par acum, că ar trebui să vorbesc cu copilul meu, că ar trebui să mă pregătesc să-l primesc în lume și să fie ceva special, ceea ce făcusem prima dată, doar nu am putut. Și nu știam de ce și foarte greu am ajuns la un psiholog până la urmă și mi-am dat seama că. Eram într-o găleată nasoală. Ce reușit să mergem în perioada aia în care încă da. nu Ce bine! Am mers în ultima lună și cred că mi-ar fi fost foarte greu dacă nu, dacă nu făceam asta. Și de asta, cred că reprezentativitatea acestor situații particulare e super importantă și îți mulțumesc că, că faci asta. Pentru că, iată, nu e ușor, vor veni și critici, vor fi și femei care se vor simți rănite dacă se află într-un punct în care au pierdut o sarcină sau care încearcă să obțină o sarcină și sunt curioasă. Ce faci tu cu presiunea pe care poate o resimți Vis-a-vis -vis de comunitatea ta Dacă o resimți După ce te ghidezi Cât împărtășești despre tine și cum și când Dacă o întreb pe mama mea Mai mult decât ar trebui tot timpul <laughs> um, Nu am un plan Nu există Adică ca dovadă că eu scriu Adică am perioade în care scriu mai des Și perioade în care dispar cu lunile Și faptul că oamenii încă rămân și mă citesc Mă așteaptă, mi se pare extraordinar Și le mulțumesc pentru asta um, scriu ceea ce aș fi vrut să citesc eu când treceam prin momentele alea. Adică de fiecare dată când citesc undeva la cineva, un scriitor, un influencer, whatever, nu știu, care devine foarte vulnerabil și foarte onest și și expune raw sentimentele și chestia mă ajută pe mine, mă gândesc, ok, eu când o să ajung de partea cealaltă, nu scriu niciodată din mijlocul stării, pentru că nu aș fi, exact asta, scriu din cicatrice, nu din rană, pentru că e foarte confuzant și nu cred că ajută pe nimeni dacă Exact, vârst tot, pentru că nu am, nu am nu înțeleg exact ce se întâmplă. Cumva pentru aia folosesc eu jurnalul, stau și scriu acolo paginile mele și mă așa. Și după aia când am puțină perspectivă și simt că pot să aduc uh, perspectiva asta și un pic de ajutor, un pic de lumină într o beznă, atunci atunci scriu. Uh, nu simt nicio presiune sinceră să fiu, poate pentru că am parte de foarte, foarte mulți oameni faini care tot timpul îmi scriu că, nu știu, i-a ajutat le -a... De fiecare dată când Cineva îmi spune că a început să facă terapie Pentru că mă citește, mi se pare wow Și da, adică Nu, nu pun presiune Singura chestie E că Poate mă Autocenzurez cumva Când vine vorba de chestiile happy Ceea ce este Cumva Neobișnuit Uh, pentru că, um, nu știu cum să, să spun, mă pun în locul oamenilor Faptul că am suferit de depresia în lungul timpului, de anxietate Mi-a dus un grad foarte ridicat de empatie O empatie care nu e sănătoasă de multe ori, că adică nu vorbim de chestii Și atunci, uite, și când am povestit despre sarcină N-am vrut să încep cu o ședință foto drăguță Adică să pun niște poze sau să arăt um, ecografia sau să fac un reel așa drăguț cu ceva, pentru că mă gândeam, sunt deja o grămadă de chestii în astea. Adică dacă vrei să nu știu, să devii hopeful în o sarcină, ai internetul plin de femei care pe bună dreptate se bucură de o chestie extraordinară. Doar că eu oricum n-am intrat în sarcina asta like, pe cel mai bun picior posibil, în cea mai bună stare posibilă. Adică am avut și spaima cu accidentul, pe care am avut și depresia asta și atunci am vrut să fiu foarte onestă și să povestesc exact așa cum s-au întâmplat lucrurile, nu finalul fericit, ca poate femeile care mă citesc și care nu pot să rămână însărcinate sau pierd sarcin sau așa, să nu simtă că mai e încă cineva care pune sare pe o rană destul de adâncă. Și atunci am zis, ok, vă povestesc că sunt acum într-un loc bun, vă spun este. asta, dar vă spun și ce a fost până aici, pentru că chiar și o sarcină fericită și care a ajuns într-un punct ok, Poate să aibă un parcurs mai puțin fericit, un pic mai bumpy Și atunci asta e realitatea, uite asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat mie Iar din locul acesta bun, ți-ai dat voie totuși la un moment dat să scrii că ești o perioadă în care te simți mai frumoasă ca niciodată uh -huh. Cât de nou a fost starea asta cumva, să, să te simți așa, să te vezi așa super nou, super nou. Adică îmi ți țin minte că în primul trimestru atunci când mă simțeam și rău fizic și vedeam, nu știu, ședințe foto cu femei însărcate în online și Dumnezeu Dumnezeule Sfinte, dar n-aș face așa ceva nici plătită. Și uite, săptămâna trecută am făcut una. <laughs> um, tocmai pentru că am început să apreciez mult mai mult corpul pentru ceea ce face și ceea ce este decât pentru ceea ce nu face și nu este. Adică înainte mă concentram doar pe tot ce îi lipsește, faptul că între mine și un îngeraș victoria cred că sunt niște diferențe așa mici, sigur, mici, dar sunt. Știi, și îl pedepseam tot timpul. Uh, diete din astea, crashing, nu am mai făcut de câțiva în chestia asta, dar dacă nu îl pedepseam prin dietă, oricum îl criticam, îl uh, băgam în haine care nu îl nu, nu făceau nu să se simtă bine. Or, odată cu sarcina am început să mă concentrez de fapt pe altceva. Și abia atunci când i-am lăsat corpul să fie și nu l-am mai strâns, nu l-am mai sugrumat, nu m-am mai uitat așa critic la el în oglindă, mi s-a părut că este perfect, n-aș fi schimbat nimic la el. A, celulita e tot acolo, vergeturile sunt tot acolo, nu a plecat nicăieri, adică nu, nu s-a transformat prin magie, prin sarcină. Doar că acum nu mi se mai par un capăt de lume, adică mi se pare că arăt foarte bine. Știu, mai am foarte puțin timp să mă simt foarte frumoasă, am înțeles că după sarcină cam pică păr, se întâmplă chestii. Nu, nu? părea. Nu. Bine, tu ești o <laughs> da. Dar iată, faptul că ai spus asta ne arată câtă nevoie este și de discuția aceea imediat de după. Atât în ceea ce privește sănătatea mentală a mamelor, ci și toate celelalte lucruri pe care nu ți le spune cineva și despre care îmi prea vorbim. Telefoni la perioada postpartum. Uh -huh. Da, e, e o ceață acolo. Adică, ceea ce mi se pare foarte amfer, e că în timpul sarcinii tot accentul e pe mamă când ea, da, are nevoie și nu are nevoie de ajutor. Adică, ok, nu știu, nu știu ce, ce aș, da, ok, nu o mai pui să care chestii sau, da, știi că gâful și nu e în plimbări lungi, dar rest. Și după sarcină, când după naștere, automat accentul cade pe copil și mama pi pică undeva într-o zonă neimportantă, -ne când ea, cred că atunci, eu cel puțin, Asta, de fiecare dată când iubitul meu zice nu, nu, hai că fac eu asta, să te duc eu niște apă, nu, nu, nu mersi, mă pornicam, mă duc eu, după ce o să nasc, I saved all my get out of jail free cards, după ce nasc, vreau să faci toate chestiile astea pentru mine. El zice că ar face și acum, așa, cum așa ar face și după, Adică... Ceea ce ne aduce la cum te pregătești pentru arta asta de a cere ajutorul, despre care ai și citit și ai și scris, că admiri, Femeile care pot să ceară, care spun ce au nevoie, care caută sprijin în momentul în care au nevoie de asta mm -hmm. Dar că nu poți neapărat să o practici pentru tine cu ușurință Și poate al patrulea trimestru este și despre arta de a cere Da, hopefully so, pentru că da, mi-am dat seama că mă pot vulnerabiliza și pot să-mi expun cele mai intime experiențe și trăiri Dacă mi-a să cer ajutor adică nu știu, m-am obișnuit să nu știu să fiu așa self-sufficient, să par puternică să ceea ce o prostie oricum. Și sper, da, adică deja mi-am mi stabilit așa niște piloni, niște oameni care sper să fie alături de mine. Și da, cred că adică o să nu să o să încerc să fac pe eroina și pe Wonder Woman pentru că nu are niciun sens. Adică din tot ce am citit, din tot ce am văzut, din tot ce am înțeles este o perioadă foarte, foarte grea pentru femei din toate punctele de vedere și nu mă decorează nimeni la finalul ei dacă m-am descurcat. Oricum nu o să mă lasă să mă descurc singură. Dar, știi, nu e un titlu de glorie. Adică aș putea probabil să mă descurc, să fac multe chestii singură, dar cu ce preț? Adică cred că, da, nu merită. Ai vorbit cu mama ta în perioada asta, ai avut întrebări despre cum a fost pentru ea sarcină, cum v-ați conversat pe aceste teme? Nu prea să știi, um, chiar uite ce idee bună, <laughs> da, nu știu de ce, um, poate pentru că au fost lucruri atât de diferite, adică mama era însărcinată cu mine la finalul anilor 80, nu e același lucru cu acum, ea săracă a trebuit să meargă la serviciu la două-trei luni după. Um, da, și nu, nu am întrebat-o pentru simplu fapt că, da, am mers mai degrabă câte prietene care au o experiență mai recentă și care, cu care împărtășesc mult mai multe lucruri apropo de a fi femeie în 2024. Dar și mama, am apreciat foarte mult la asta că am auzit foarte multe povești horror despre mame care se bagă, care vor să se arate. Nu, mama e foarte, foarte relaxată pe chestia asta, adică vrea să vină să ne ajute dacă avem nevoie dar și ea, adică ne lasă cumva spațiu. Am anunțat-o deja că ne-am luat biletele bilete la Taylor Swift înainte să știu că sunt însărcinată, mergem să o vedem la Viena, vine și mama cu noi că cineva trebuie să stea cu copilul și e foarte entuziasmată că nu a mai fost de câțiva la Viena, îi place foarte mult și s-a, oferit oricum să vină cu noi. dar dincolo de asta știi nu e genul ăla de mamă care să vină să-mi spună ea cum se face Ea efectiv are, are genul ăsta de înțelepciune să știe că băi Există instinctul meu, există informații pe care le-am eu, care probabil sunt mult mai avansate decât ale ei, există mult mai multe... Adică pe vremea ei, de exemplu, sunt convinsă că nu era o problemă cu proteițele de pătuți, știi, cu... Nu știu cum se numesc, că sunt ca niște plufuri, exact, permuțe, da. să nu se lovească cu exact, capul de... Exact, Pe, Acum alea sunt considerate arme ale crimei, știi, adică și am, am fost și -am la un curs de puericultură și zis, niciodată, nu, mai bine face cu cui decât să stea, că intră cu nasul în ele, mai ales bebeluș mic, să răstocolești, nu se mai poate întoarce și înapoi, rămâne acolo, se sufocă și nu... <gâng> <gâng> știi? Adică, na, sunt alte informații, sunt alte chestii, deci de asta. <gâng> Da, mama mă sună în fiecare că vorbim, e foarte dragă de ei, foarte anxioasă, ne întreabă cum mă simt azi, cum sunt azi. Tot timpul am discutat, i-am povestit, a fost alături de mine, adică a fost na, foarte implicată, dar nu la modul de sfaturi și de așa. Și nici nu am cerut să pentru că mi se par epoși diferite, ce le învățau pe ele atunci și ce ne învață pe noi sunt lucruri total diferite. Adică, um, da. Te-am întrebat pentru că astăzi porți rochia mamei pe care o purta la rândul ei cam când era Da, de vârsta mea, exact. Da, da, again, este absolut accidental. Adică știu că poate părea, bine, da, tu știai povestea, dar știu că poate părea, u, s-a îmbrăcat cu rochia. Nu, literally, nu mă încape nimic. M-am încăpățat să nu-mi cumpăr haine de sarcină. Și toate rochile mele, na, simple, drepte, asta are un elastic care e așa și, da, s-a nimerit, eu o rochie care mi tare dragă, da, mama o purta pe la 30 ceva de ani și acum 30 de ani mai târziu o port eu. Da, și s-a nimerit chiar bine că mă încape în perioada asta. De asta o port, da. Ai scris că mama ta nu e ca toate mamele și voiam să, te, voiam să te întreb dacă e ceva din cum a fost mama pentru tine pe care ai vrea la rândul tău să-l practici într-un fel sau dacă e vreun lucru care ți-a plăcut foarte tare și a rămas cu tine și ți-ar plăcea să-l ai și tu ca mamă. O, oh, foarte multe. Nu știu. Pentru mine, mama, știu că foarte multă lume spune chestia asta și și așa, un clișeu. Mama este, uh, nu știu, când te întreabă cine, cine, cine e femeia pe care o admir, cel mai mult, lumea răspunde mama. La mine nu e mama neapărat, pentru că o văd ca om și văd și defectele și calitățile. Dar pentru mine, mama a fost un prim, prim, prim reper de stil. Ea a fost profesoară și tot timpul se îmbrăca foarte elegant, purta de piesuri, fustă cu sacou sau pantalon sau nu știu ce și țin minte că mă uitam așa cum se îmbrăca, cum se aranja. Mi-ar plăcea ca copilul meu în viitor, să uite cu aceeași admirație așa la mine. Adică de la ea am... am um, foarte multe chestii care țin de, de gusturile mele și în materie de muzică, și în materie de bijuterii, și în materie de cărți. Și atunci, oare așa, peste niște ani, ce poveste crezi că o să-i spui copilului despre cum a fost perioada asta în care creștea nouă luni acolo? Cam cum o să sune poveste asta? Nu știu, o să-i dau, să dau, blogul dacă o să mai existe, o să-i împing așa o tabletă în cine știe ce o să existe peste an, nu știu, o să-i împing visorul, zic ia uite-te, aia am scris tot acolo. Da, uite, vezi, mi îmi pare foarte rău că mama mea, bine săraca, avea timp pe vremea asta, n-a documentat, de exemplu, știi, eu um, na, fac asta de ani de zile, scriu în fiecare dimineață 3-4-5 pagini, uh, tehnica asta numită morning pages. Și chiar, chiar vorbeam cu iubitul meu că eu aș vrea, la un moment dat, adică nu mă cenzurez. Nu scriu, nu mă povestesc viața mai frumoasă decât aș vrea să fie sau așa, dar mi-ar plăcea ca copiii, nepoții să citească la un moment dat jurnalele astea ca să vadă exact cine era mama lor atunci. Pentru că eu nu am. Sigur, pot să fac filmulețe, știi, cu noi care suntem în vacanță sau prin casă sau pot să facem poze, dar alea sunt um, efectiv, știi, un, o secundă, un minut. Pe când jurnalele astea sunt ani de zile și știi, toată existența mea interioară e acolo și mi-ar plăcea să le citească într-o zi pentru că atunci o să vad exact cum a fost perioada asta, adică tot ce am simțit, tot ce am trăit, da, foarte retro din partea mea, dar da. Mm, aur! În da, momentul da, da. În care cauți va da, 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 Și nu <laughs> de asta, adică, mie mi-a enorm să fi avut chestia asta bunica de la mama, să fi putut citi să le fi cunoscut cumva cum erau ele atunci, că între timp, na, nici nu mai sunt da acești persoane de acum 2, 3, 5, 10 ani când ne-am cunoscut noi mai mult. <laughs> da. Ce ai fi vrut să știi despre bunica când era tânără mamă? Oh, totul. Aș vrea să știu cum s-a simțit, cum a fost sarcina, cum a, cum -a, pregăt, cum a fost când a aflat că e însărcinată, cum s-a simțit toată ce a născut. Nu știu, toate chestiile astea mi se par fascinante, adică aș fi cunoscut-o mai bine așa. N-am întrebat-o, eram prea mică, bunica mea. Bine, am murit când aveam 20 și ceva de ani, dar nu îți stă capul când ești în liceu sau când ești în gimnaziu, mergi la bunici, hei, povestește-mi. Mi-a mi povestit foarte multe episoade din viața ei, sigur, dar nu neapărat despre naștere, sarcină. Aș vrea să le întreb, cum... Hai adică pe mama încă pot să o întreb, cum a fost. Știu că la mama nașterea nu a fost cel puțin nașterea mea. Uf. A fost, e un episod traumatizant, uh, dar uh, da, mi se pare fain așa, știi, să poți să, să, să ai așa sneak peek în, în mintea cuiva, e ca și cum te-ai cu persoana aia din trecut, știi? Ce ți-ai dorit pentru tine vis-a-vis -vis de partea asta medicală, de control, de felul în care vorbesc cu oamenii cu tine? Ce ți-ai ce ți dorit să se întâmple în toate perioadele astea în care mergi lunar la control, pot apărea urgențe? Cum a fost planul, de ce am eu nevoie ca să fiu liniștită. Omenie, în primul rând. Adică, empatia deja e un nivel următor, poate, dar da, niște oameni care să comunice cu tine calm, clar, cald, dacă se poate. Um, am avut parte de chestia asta, adică chiar am avut noroc, am avut, am, sunt, am și testat un abonament în premieră, oarecum. Da, e, e un abonament de la Regina Mama, de Maria se numește Mamă at Regina Maria sau ceva de genul ăsta, care exact pe asta se focusează. E un abonament special pentru femeile însărcinate, care acoperă tot ce ai nevoie în timpul sarcinii și cumva mi-a luat o piatră de pe inimă chestia asta. Am avut noroc de un ginecolog care e o tipă foarte mișto, foarte relaxată, foarte calmă, foarte caldă, care mi-a explicat chestiile așa de-a lungul timpului. Asta e tot ce am cerut, adică nu știu, să fiu tratată ca un om care urmează să nască, știi? adică cu oarecare nu cu mănuși, nu cu nu știu, dar știi, dar pur și simplu cu omenie, adică cu o atitudine asta așa și am avut parte de chestia asta din fericire. Acum, cunoașterea, o să vedem cum o să fie, adică știu că nu există totuși, na, nu toți oameni, nu contează sistemul privat de stat, na, mai sunt zile proaste, nervi, chestii triste, mă pregătesc totuși să fiu chill, orice s-a întâmplat, pun binele înainte. Omenie să fie. Da, exact. Îți mulțumesc are mult. Și o eu îți mulțumesc. Fie bine. Așa sper.